Salutare, prieteni! Bine ați venit în atelierul meu! Astăzi vom picta un arici. Pentru această lucrare avem nevoie de pensule, paletă, pahar pentru apă, guaș, foaie și voi mai folosi o pensulă pentru a umezi foaia. Puteți umezi foaia și cu un burete sau cu o pensulă, s-ar putea și cu așa pensulă de umezit. În afară de aceasta, voi folosi șervețele. Să începem! Încep de la umezirea foii. Câteva culori de foaie. În partea de sus voi pune câteva pete de albastru, mai jos voi pune galben pe diferite nuanțe, oranj și chiar roșu. În partea de jos voi pune și cafeniu. Ce am făcut pe foaie pete, voi acoperi foaia cu o peliculă și mai voi juca în felul acesta. Iată așa, avem cu mâna foaia, așa, în diferite direcții. Rezultat, culoarea s-a întins și am primit un fundal. Mai departe, putem lăsa să se usuce puțin sau putem începe să pictăm ariciul. Iată, aici văd că puțin nu s-a vopsit, voi pune și mai întoarce. Înainte de a face așa procedură, pe masă aveți o peliculă sau ceva să nu se murdărească. Pentru a desena ariciul, voi face un green, folosind alb, negru și o picătură de cafeniu. La mijlocul foii desenez, iată așa, o jumătate de oval. În partea stângă a foii, ovalul îl îngustez și în așa mod, iată, desenez nasul ariciului. Acest oval cu culoarea primită. Destinarea ariciului vor fi mere, pere, ciuperci. Cu roșu voi desena așa un cerc în formă de măr. Cu cafeniu voi desena așa, o ciupargă, codița, ciuperci și codița puțin cu alb, așa. Voi mai desena încă. Iată parte de deasupra cu cafeniu, la ciuperci, parte de jos, o fac albă. Voi mai desena pere cu galben.
atunci când culoarea se îmburdărește, spălăm pensula, o ștergem bine și apoi luăm culoarea. Și culoarea va fi curată. Așa. După ce am desenat fructele, voi face acele. Acele voi mai pune negru aici în culoare și cafeniu. Și voi picta acele. Acele la rici cresc în diferite părți. Acele îi desenez pe tot corpul. Doar pe botișor rățin ariciul fără ace. Îi vom desena și lăbuțele, iată, două lăbuțe în față, așa, și două lăbuțe în spate, două deosebite, așa. Vom desena și ochiul. Ochiul îl desenez la început cu alb. Piesul aminte, desigur, împrejur. Eu conturez cu negru. Și aici, la mijloc, voi pune o picătură tot cu negru. Tot cu negru voi picta mesucul. Voi mai pune accente la fructe. Și voi mai desena niște frunze pe spinare. Thank you.
așa mod am dictat astăzi acest aici. Dacă ți-a plăcut, pune like și te aștept și la alt episod. Pe curând!